Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la episodul cu numărul 5 din seria noastră Stardew Valley. De data trecută și până azi s-a făcut vară. Au murit toate plantele, n-am apucat să dăm a doua recoltă. Dar avem cupul ăsta aici pentru găini, cu care avem o problemă totuși, o să vedeți imediat. Da, ce dracu asta? E o plantuță. Așa. Și putem să ne apucăm să ne facem trebușoarele noastre de vară. Am mai curățat eu puțin pe aici, dar văd că acum că a apărut vara au început iară să crească câteva tâmpenii în astea. Am curățat niște pietre, niște copaci, niște whatever. Am făcut rost de niște lemn, nu știu dacă suficient neapărat pentru upgrade-ul la casă, doar că avem o problemă. Mie pentru silozul ăsta, ca să-l craftăm aici, îmi trebuie clay. Clay-ul ăsta se găsește, mă rog, în sapi râmele ăla de le găsește random pe mapă. Și să mor că de când l-am, ce dracu fac, mă? Că de când mi-am propus să-l transform, să-l construiesc, pardon, n-am găsit o râmă din aia. Deci sunt 3 zile trecute în joc și n-am găsit o râmă ca să pot să fac un siloz, ca să putem să folosim efectiv cupul ăsta. Așa că asta o să facem acum în început, în incipit. Și vreau să vă rog să dați un like ca să putem să boostăm și noi videoclipul ăsta, pentru că ultimele clipuri, adică toate clipurile de Stardew Valley au mers mai prost față de cele de Terraria. Așa că vreau să vă puține like-uri, puțin mai multe like-uri de fapt, nu puține, că puține am văzut până acum. Puțin mai multe like-uri, hai să facem și noi 20 la clipul ăsta, ca să boosteze puțin YouTube algoritmul ăsta și să facem și noi mai mulți subscriber și așa că nu. Ia uite că avem event. Ca să facem mai mulți subscriber, că nu prea s-a mișcat foarte bine sezonul ăsta. Așa. Another beautiful day in Pelican Town, fix cu Emily, lol. Asta e event că a fost ziua ei și i-am dat cadou, să știți. Și acum avem prietenie foarte mare cu ea. Ok. Pelican, nu pelican, cum se cheamă ăștia? Papagali. My friends, ești mă dracu. Te vede la noapte în copac. Uite mai încă unul. What? S-a lovit pasărea de geam. What? A făcut pasărea kamikaze. What the fuck? Bă, și mie mi s-a izbitat un porumbel de parbriz pe drum. A bit different, just like me. Edgy Queen. Îmi place și recycling machine-ul acolo jos. A tras o pasăre pe dreapta. Ok. Bă, vezi că s-ar putea să fie specie protejată prin lege și nu știu ce să zic. She didn't give the bird a name as a token of respect. Dar ce era disrespectful dacă dai nume la pasăre? Nu înțeleg. Ok. 19 coffee beans avem. O să facem imediat o bucățică acolo în partea noastră de fermă în care să plantăm doar coffee beans, pentru că e mișto. Costă extraordinar de mult. Așa, hai să vedem întâi asta. Ce am mai prins, ce am mai făcut. 3 quartz, niște din astea. Am pus o grămadă de bait aici ca să tot să se umple singuri și așa. Aici tu ce mi-ai prins? Nimica. Ok, hai să vedem ce zice Emily. It's locked. Ok, cruci. Uite câte prietenii avem acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimioare. Deci cât de curând putem să ne curtăm cum trebuie. Așa. Hai să vedem aici la pier dacă avem un quest. Avem un quest azi. 6 goldors, n-am așa ceva. Îmi pare rău. Nu intru în mine azi. Adică nu cred că intru. Hai să căutăm vierm din aia, pentru că îmi trebuie vierm neapărat pentru clay. Pro clay. Am găsit 2 și au picat artefacte din amândouă. Deci norocul meu. Când am nevoie de artefacte... uite-o. Fii clay, te rog. Bun. 9. Puteau să pice 2, să știți. Nu era... Mi-a zis cineva să pescuiesc mult pentru cucumber, whatever. Nu știu la ce-mi trebuie. Am uitat deja la ce era bun chestia. Uite unde în ăsta. Summer squash seeds. Ok. Take 6 days to grow and produce squash after. Ok. Tot o să mai găsesc din alea, nu o să mă opresc acum. Nu mai știu la ce-mi trebuie super cucumberul ăla. A zis ceva, am uitat. Pentru că au trecut gen vreo 5 zile de când am filmat ultima dată. Unde, doamne? Mai găsesc niște din ăștia. What the f... Pe aici pot să găsesc oare? Sigur ar trebui să pot să găsesc, nu? Adică nu-s doar câteva spoturi random pe mapă, sper.
Nu, mica până sus. Ok, haideți că în aventura noastră pentru Clay să vorbim și cu Emile, că am văzut eventul ăsta la început acum. N-am găsit încă unde l-am găsit doar unul, avem 9 momentan, Clay. Ne trebuie 10. Deci o să... am apăsat pe gunoi. Ia, ok. Hai că putem discuta despre papagal. Vreau să-mi arate ceva. Papagalul. Știți că ne-a spus că o să ne zică de hobby-ul ei. Now sit back and relax and allow yourself to be carried away to a better place, ok? Că făcea droga în geala aia? Ce, pus muzică? What? Ce dracu? Aerobice? Sau cum se cheamă astea? What the fuck? Lucid Dream? O, ce doamne iartă-mă? What the fuck? Și la eventul ăla când se gândea, știți, când am intrat peste ea și visa și căcat? Părea că se droghează, că ceva, asta era în capul ei? Bă, sigur n-ai fumat ceva etnobotanice? Ok. What the fuck is this? Asta așa cum au fost, bă, băieți. What the fuck? Lunile alea spre la luna aia arăta ca Mandible. Cum se cheamă aia, mă? Antelope Mandible sau cum dracu se cheamă ăla din Terraria. Știți voi la ce mă refer. What do you think? That was amazing. Thank you. Ce-ți trebuie, apă? Am o cană la mine. Fight a workout. Ok. Asta făceau ei la hairline acolo, la Pierre, în magazin. În Minnesota, since I ordered the paper platter. Ok. I'd better take a shower, thanks for watching. Ok. Voiam să-ți dau totuși asta, se poate? Am luat o floare de pe jos. Numai aici. Uite, voi unde aveți baia? Că acolo, bă, că Hailey are ceva, tu n-ai. Sau te duci la Hailey? Uite aici, lol, nici n-am văzut-o. Ia, doamna șef. Ok. Nothing is more sad than an injured animal. Ok, cât am făcut acum? Încă puțin. Ok, bun. Hai să mergem la... cum îl cheamă pe ăsta? Gunter? Ăla cu muzeul. Pentru că am aici un artefact de ăsta pe care l-am găsit pe jos. Și vreau să-l dau. Și să mai tăiem ceva copaci. Pentru că vreau să dau upgrade la casă. Dacă nu pot să fac silozul azi. Sper că poate ziua următoare în joc pot să fac curs de el. Sper. Și mergem la pier să luăm semințe ca să plantăm. Logic. Ok. Hello, Gunter. Uite, și-a schimbat hainele. Ok, cool. Unde să pun asta? Uite, aici o să-l pun. Nu, niciun reward. Uite, are haine acum diferite. Ce cool e modul ăsta, what the fuck. Ok. Ăsta e băiatul cu înghețata. Da, dăm niște înghețată. Ice cream. Cum îl cheamă ăsta? Alex? Shane? Whatever? Ăsta health? What the fuck? Health energy? What the fuck? Alex e, ok. Bun. Și să mergem la domnul nostru. Stați că pentru Clint avem ceva acasă. Am eu niște geode păstrate, cred. Stați să verific întâi ca să nu mănânc căcat. Nu am niște geode păstrate, am doar mystery box-ul ăsta. De la ceva... este un event de... Mă rog, s-a întâmplat când jucam off camera și poate să spice tâmpenii din astea. Astea restul ce pot să fac cu ele? Summer foraging. Astea dă să le pun, uite aici. Uite 1, uite 2. Așa, și astea, junk-urile, intrați aici. Uite, și asta îl pun aici pentru stiloz. Am nevoie de 5 copări, mi se pare, sau de 10, ceva gen. Dar tot îți fascina de faptul că îmi trebuie clay pentru stilozul ăla. Cine dracu ar fi pus clay? Și de ce poți să faci rost de itemul ăsta doar prin metoda asta specifică? Adică mi se pare absurd, nu știu. Ok, hai să mergem la... Uite că dacă trecem pe drum să mergem și pe la pier, să luăm niște semințe. Mi-a zis mulți de melon. Ok, zici, și mai era o plantă pe care nu mai rețin acum cum se cheamă, dar dacă o văd o să-mi dau seama. Deci, blueberry. Ok, takes 13 days to mature în continuu. Ok, nu. 12 days to mature. 5 days to mature. Ok. Wheat. Plant this in the summer. Așa, takes... Harvest with sight. Ok. Poppy seeds.
Astea vreau să le pun în jurul la ăla de miere de albine. Da, ok. Spangle seeds. Aha, tropical flower, sortit așa, da. Corn. Ah, corn mi-a zis, da. Și melon. Da, corn și melon. Ok. Hai să luăm 6 de astea. Ok, s-a dus dracu banii pentru upgrade-ul la casă. Și mai multe din astea. Să iau 30. O să iau, na. Uite așa. Bun. Și cu cafeaua cred că ne ajunge momentan. O să mă duc să pescuiesc, că oricum o fi chemăra acasă, pot să refac banii ăștia, nu-i asta o problemă. Oricum vreau să fac și level 8, că am momentan 7 la fishing. Chiar sunt curios de clay-ul ăsta, dacă pot să fac rost episodul ăsta, chiar aș vrea. Hello, Hailey. Le place vara asta la băieți și la fete. Ok, Clint, hai să-mi procesez și mie asta. What? Warp totem. Warp directly to the mountains. Consume the unused. What the fuck? O să folosesc așa ceva? What? Oh, și mă duce direct aici. Uai, ce mișto. What the fuck? Ok. Da. Deci tot nu găsesc clay din ăla. Deci alternativa este să plantez toate semințele astea. Nu alternativa. Ce o să facem? O să plantez toate semințele astea, o să dăm skip la zi și o să încercăm mâine să revenim după gândaș din ăștia. După viermișor, după ce dracu fie aia. Pentru că vreau neapărat, neapărat să facem silozul ăla. Pentru că nu știu câte zile durează să-l construiască Robert. Că vreau să dau drumul la animale, vreau să am găini. Vreau găini. Și aș face și un barn. Dar nu știu exact cât mă costă barnul ăla, că și ăla e destul de scumpuț. Scumpe dracu căcaturile astea în jocul ăsta. Scumpe, scumpe dracu. Ok. Aici mi-am făcut o semiplantație de asta de copăcii pentru a pune tepăre, ca să fie organizat aici frumos. Așa. Și acum hai să vedem cu tâmpenile astea, da? Am zis că o să pun sprinklere. Nu o să pun sprinklere, am mințit. Pentru că m-am uitat cum arată sprinklerele astea default și sunt groaznice. De ce nu pot să tai astea așa? Trebuie să-mi iau site? Oh, hello? Ah, da, ok. Uite așa. Bun, hai să vedem, deci. Aici. Vreau colțul ăsta. Până aici sus. Să fie cafea. Uite așa. Unde e cafeaua? Bun. Deci, cafea. Da? Pam, 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 pam. Pam, pam. E gata, ajunge cafea, da? După care vreau aici jos. Porumb. Așa. Și să am și fertilizer. Să punem și fertilizatoare din astea. Uite, am quality fertilizer. 1. Am... Hai mă că mai am câteva. Am basic fertilizer. Și aveam și water retaining de la. Am speed grow. Asta ce? Mă uite așa. Ok. Nu, nu, vreau... Aveam water retaining. Ăla mă interesa. Că ăla era cel mai interesant dintre toate. What? Starfruit seeds plus this in the summer. Ok, o să iau ăsta atunci. Uite niște, mai aveam niște melon, lol. E mă, serios că nu mai aveam? Sigur aveam, sigur tot asta aveam. Am doar 2, ok. Da, nu mă bag la creații. O să pun astea de speed pentru cafea. Ca să ajungă cât mai repede la nivel cu astea. Uite, 9 zile, durează acum loc de 10. Așa. O să pun de ăsta quality, o să pun la porumbul ăsta. Uite așa. Și acum de să băgăm tot melonul ăsta aici, cât putem să băgăm din el. Uite așa, uite așa, frumos, frumos. Ok, și dacă mai sap și liniuța asta până în capăt. Uite așa. Bun. Și la astea dacă le bag, uite aici jos, le bag quality la toate. Așa, și la astea de sus, de ăsta fertilizer basic. Care pot să-l craftez cu sap, care e foarte interesant, adică e foarte worth it să folosești fertilizerul ăsta la orice plantezi. Uite așa, bun. Și acum,
Totul e fertilizat de ăsta, da? Ok, speed grow, speed grow, speed grow. Ăsta e quality, quality, quality. Bun. Acum ar trebui să le udăm, care e partea cea mai nașpa. Hai să le pun, uite, aici. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Am un clay? Unde am un clay? Hello? N-aveam 9? Pa da, am 10! Este. Bine, mă, băieți. Hai că putem să facem tâmpenia aia. De unde am găsit un clay? What? Am găsit un clay acum, cât făceam asta, dar nici nu mi-a dat seama. Ok? Hai că putem să facem repede silozul ăla. Doamne, să nu fi închis la Robin, stați că dau freestyle. La cât închide la Robin? Unde e? Unde e? 5 PM. Futu-s morții, măi, te-am ratat. Ah, unlucky. Ok, ziua următoare putem. Atunci hai să ud astea și să dăm skip la zi, pentru că vreau neapărat să facă ăla. Ah, uite că semințele să se facă roz când le uzi, lol. Atenție la detaliu. De ce n-am muzică? Eu asta am o întrebare totuși. Unde dracu' e? Hello? De ce n-am muzică? Nu se mai aude muzica, băieți. Oare n-are vara muzică? Bun, haideți să vedeți ce cupul ăsta. Deci am înțeles că ar trebui să fac așa un fence de jur împrejur pentru ca înăuntru, ca în curtea asta pe care am făcut-o în interior, să pun niște hay startere, niște grass startere și când ai drumul la găini pe aici, ele ar veni și ar mânca de aici în loc să le pui tu manual, ceea ce e o chestie cool, ok? Și am înțeles că pentru un din ăsta ajunge cam atâta cât e în jurul lui, adică nu trebuie să o duc mai jos. Ok, a, stați chiar așa, uite, dacă sunt aici, să o fac pe filmare acum. Să modific cum arată tâmpenia asta de cup, da? Vreau new, ok, așa, dar vreau altceva. Farmhouse, nu farmhouse. Aș vrea ceva cu bricks, dacă aș putea să fac. La cup aici, o să pun old, așa. Și dacă intru și ies. Nu, vreau pe la vechi. Mă rog, pe la inițial, whatever. Deci cup, new, da. Și aș vrea material stone, așa. Nu, dar nu se modifică. Deci cupul, cred că nu pot să-l fac de... Stai că mi-a căzut microfonul pe spate. Nu pot să-l fac de piatră. Vreau să-l fac de piatră ca să serveze cu gardul. Dacă nu o să fac gardul de lemn, în orice caz. Dar văd că nu pot. Farmhouse, color, 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 billing team. Asta nu vreau să-l schimb. Color palette nu vreau să-l schimb. Da. Whatever. Asta o să-mi bat eu capul. Hai să-mi skip la zi. Să mergem mâine la Robin să facem treaba. Să facem treaba. Să luăm pachetul. Ok. Am văzut câteva tâmpenii de mai aveam prin chesturi. 8:12 și pe seara asta. Ok, ziua a doua. Very. Ar trebui acum să mă gândesc. Trebuia să iau semințe din fiecare plantă de asta de vară ca să fac bundle-ul, nu? Asta era o idee. Bun. Deja au crescut astea. O zi. O zi. Una da bună. Ok. Iar poza harvest la cafea. Ok. Huge. Sunt cumva async, adică într-o zi pot să dau la celelalte de sus și într-o zi la celelalte de jos. S-a fost dubios cum au fost plantate. Mamă, ce ușor e acum cu cănuța asta. Uite așa. Nici nu mai consum energie, nici e crazy. Uite așa. Pam, 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 pam. Am mai corupt și acum niște cafea din asta. Aș vrea totuși să fac upgrade-ul la... Uite acum porni muzica, că vorbeam că nu este muzică. Nu știu de ce, dracu, în primul episod n-am vrut să fie muzică. În primul episod, în prima parte a episodului. Cafeaua asta ar trebui să o corup cumva, să ne facem casa totuși. Pentru că cred că pot să fac cafea efectiv cu ea, nu pentru energie. Which would be huge. Aia ar fi incredibil. Că de ale și țin, sper să pot să fac asta. N-am verificat pe wiki, sincer. Da, aia e. Ok, la vânzare până atunci. Câte 400, câte 400 așa în fiecare zi. Bun, hai să-i dăm pet la mitică. Uite așa. Astea cresc. 1 din 5, 1 din 5. 2 din 5, ok. Bun. Să pun toate tepările alea pe ele oricum. Așa. Și să ne uităm să facem ceva cu plântuțele alea cu florile. Chiar florile trebuie udate? Să-mi ziceți și voi în comentarii. Că nu știu dacă florile trebuie udate. Că dacă ar trebui, nu știu dacă m-aș băga la creație. Sau cel puțin, nu știu dacă după ce cresc trebuie udate. Că știu că după ce cresc nu vreau să le dau harvest. Vreau să le las acolo, nu lângă aia de albine. Anyway.
Îți venim la Robin, de la nou deschidem. Hai să dăm așa la o secundă, ăsta. Ok, vreau Maru să iasă fix acum. Omoară-te, Maru. Hai, Robin. A, uite-o că acum vine. Ok, dar ce mișto e că toți au outfit-uri de-astea diferite. E așa mișto. Ok. Hai, doamna șef, că vreau să fac un silos la dumneata. Am ăsta, am ăsta, am ăsta, am ăsta, ok. Am și banii. Du-te la... Bă, du-te la Teșghea, frate. Ok, dar du-te la Teșghea. Unde se duce? Unde mergi? Hello? Da, nu înțeleg. Până la cât e deschis la ea? Până la 5. Ok. Bun, pe atunci hai să facem altceva. Hai să vedem bundle-urile astea, ce trebuie să mai luăm din ele. Ce trebuie să mai facem din ele, de fapt. Bun. Uite un Junimo din ăsta. Hello, Junimo. Așa, fish tank, river fish. Astea pot să le fac în spring, fall, winter. Ok. Rain only. Ok. Shad. Rivens, așa. Ok. Tiger trout. Fall, winter. Deci nu pot să fac nimic acum. Specialty fish. Fish in ăsta în desert. Ok. Fish in ocean. Sunny weather. Summer. Ok. Fish in secret woods pond. Ok. Deci trebuie să facem trănăcop de la de fier. Tuna, ăsta pot să-l fac. Ăsta pot să-l fac. Ăsta pot să-l fac. Ok. Deci putem să mergem la pescuit azi. Astea ar trebui să le fac într-o seară. Fishing rivers, anytime, așa. 12 p.m. to a.m. Ok. Și aici în ocean, ce zicea că era și aici unul. 6 a.m. to p.m., nu? Ok, bun. Hai să mergem atunci, să ne apucăm de pescuit, că văd că alta activitatea nu ne lasă jocul ăsta să facem. Și să iau semințe de celelalte de la pier, da, am uitat. Îmi trebuie blueberries, îmi trebuie pepper, stați că aveam aici salvat. Unde? Summer crops, așa. Îmi trebuie pepper, blueberry și tomato, ok. O să iau două din fiecare. Domn Pierre, hai să discutăm ceva. Hello, Abigail. Așa. Bun. Deci, 2 pepper, 2 blueberry, 2 tomato, așa, și să luăm niște poppy seeds din astea. În jurul a tâmpenii astea, câte ar trebui să pun? A, dar nici nu pot să-l fac momentan, ok, hai să așteptăm. Hai să așteptăm până pot să, până îmi cresc copacii aia, până așa, mai durează oricum. Aș pune un pepper la un copac random și o să-l scot eu pe urmă, așa ca măsură de siguranță, ca să am unul totuși până atunci. Uite așa. Ne rugăm ca la 5 p.m. să fie Robin acasă. Adu-i, n-am undița la mine. Ferească-mă, sfântul. Of, doamne, nici mai pot să vorbesc. Dezorganizarea pământului. Ok. Tu, ce mi-ai produs aici? Doar așa, niște atenții din astea. Astea scumpe rău. 93 pentru unul. Mama, am făcut 1000 numai din dormit, efectiv. Ok. O să le pun și pe astea la vânzare. Astea nu folosesc la nimic. Mi se pare că doar pot să fac ceva mâncare cu ele. Așa că... Pana mea. O să tot lungesc alea cu crepoturi, o să-l fac gigantic. Să o produc câte 1000 pe zi. Fără să fiu acolo măcar. Aia e partea cea mai importantă. Totuși, mă enervează așa tare că nu mă lasă să fac silozul, Robin. Să... Mortifiat. Mortifiat? Da, whatever. Ok, bun, deci avem 6 din astea. 1, 2, 3, 4, 5... 6, uite așa. Deci să plantăm, uite așa, 2 din astea, 2 din astea, 2 din astea. Foarte dezorganizată ferma asta, sincer, aia e, mi-aș mai prost. Uite așa, uite așa, uite așa. Bun. Hai să lăsăm cana asta aici. Nu aici, uite aici. Să lăsăm toate tâmpenile aici, de fapt. De fapt, nu, ăsta îl vreau. Să le dau stack aici. Ok. Am 468, deci pot să am suficient wood acum pentru pentru casă. Îmi trebuie 450, dacă nu mă înșel. Ok. Tu poți să te las aici. Pe tine te țin, pe tine te țin. Îmi trebuie fishing rod-ul ăsta. Ok.
Și pickaxe-ul aș putea să-l las și pe el, dar hai că-l țin cu noi. Că nu știu niciodată ce unealtă ai nevoie la tine. Să trecem pe la crepoturile alea ca să iau și niște bait, că mai am 5. Deci, nu o să fie foarte interesant să pescuiesc numai 5 pești. O să prind de toți de ăștia de poți să-i prind în ocean acum sezonul ăsta. Pentru să fac și niște bani pentru ăla lui Robin. Asta e Robin? Nu, asta e Marnie. Ok. Am și mie gen 20. 25, uite așa. Bun. Uite, deja am prins un pufferfish, lol. Minus 180 energy, what? Dar ce are mă ăsta? Ok. Un flounder, nu știam că flounderul poți să-l prind și vara. Am făcut și level 8. Bun, un tilapia. Deci până l-am prins. Ok. Hai să vedem următorul. Am prins numai de așa de gold până acum. Așa se face, deci cu cât crește level, cu atât pică pești mai buni? Nu știam că asta era. Uite, un red mullet. Ah, ăsta nu-mi trebuie, nu. Îmi trebuia red snapper. Red? Da, ok. Încă un pufferfish. Dați-mi pufferfish-ul de astea că-mi convine, că scumpe. Stai mă, că n-am dat în paddle-ul ăsta. Așa. Scuiesc aproape instant. Algul. Seaweed ăsta. Ăsta e tot red mullet. Ok. Și trebuie să fie red snapper, care cred că e mai mic. Ok. Încă un pufferfish. Mamă, dar ce scumpi și ăștia. What the fuck? Păi îmi fac banii de casă și de ghiozdan în două zile de pescuit. Până și red mullet-ul e scump. 187. Ah, uite și o comoară de asta. O geodă și un prehistoric tool. Ok. Huge. Putem să dăm ceva lui Gunter, că nu ne-a mai dat de mult. Mamă, câți pufferfish! Ok, am prins un tuna. De asta sigur am nevoie, nu? Da, am nevoie. Ok, bun. Mamă, câți pufferfish! Stați așa să verificăm o leacă. Deci, pentry, crafts room, fish tank, așa. Stai, fac. Ocean. Tuna, red snapper. Ah, ăsta pot să-l prind 6 a.m. to 7 p.m. rain only. Deci numai dacă plouă poți prind snapper. Deci deja am 2 din ăștia de pus. Ok, ok, that's cool. Deci când să urmărim o zi când plouă. Adică să urmăresc eu o zi când plouă. Asta pot să vând unde la. Ok. 5 din ăștia, 2500. Ferească sfântul. Și să ducem și artefactul ăsta la Gunter, cât mai e deschis, până la 6 p.m. Și trebuie să mergem și la Robin. Pentru că vreau neapărat și silozul ăla, dacă ar fi Dumnezeule acasă azi. Ok. Tam, tam, tam. O să mă uit la un layout cu albine. Ca să văd cum se face. O să mă uit pe net. Că chiar vreau să fac o din aia de mire mișto. Bun. Domnul Gunter. Donate to museum. Ok. Prehistoric tool. Aici. Baftă. Mai dă și tu un reward, frate, că ți-am dat 1.000.000 de chestii în muzeul ăsta de căcat și nu mi-ai dat nimic, să mor. Să mor de mi-ai dat ceva, să mor. Ok. Am o geodă, stai să o desparg și pe asta la Clint. Dom Clint. Bună ziua. Am și eu o geodă. Dă-și mie un artefact de la care să-mi dea reward. Ce e asta? N-am mai avut malachii din asta? N-am mai avut, ok. Hai că-l duc la mortul nostru. Uite, hai că am făcut și un tepper de asta. Să-l pun așa la întâmplare pe un maple de ăsta. Asta e un maple. Ce e ăsta? Asta e un maple tree, da. Deci vreau aici curățenie generală. Uite așa. Tap, 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 tap. Uite așa. Deci s-a tăiat pietre aici. Ok. Bun. Și acum un tepper. Bun. 8 zile și 14 ore până la următoarea cădere din asta de sirop. Pentru că vreau să fac aia de albine. Mamă, mă mișc greu. Mă mișc greu până acasă. Uf. What? Ce asta? There was an earthquake. Ok. Deluxe worm bin. Nu știu ce asta. Barbed hook. Ah, asta pentru undița mai mare. Ok. 6100 din pește. Ok. Cheat code, să pescuiești, să mor de vămint. Nu-mi zice că mi-au spart ceva prin curte pe aici, că... Earthquake, earthquake. N-a căzut nimica, n-a căzut nimica. Ok, bun. Viermișori, așa. Clay, bun. Este, ia uite că am primit un mesaj.
This is embarrassing. I lost my lucky purple shorts. I'm telling you because I think I can trust you. If you find them, bring them back to me discreetly. Oh. Oh. Mayor shorts. O să vedeți voi că e o treabă cu, cu pantalonii la primar. E o treabă cu pantalonii la primar. 3 din 5, 2 din 5. Bun, încep să crească și copacii ăștia. Dăm niște apălul mitic ăsta. Bun, așa. Ah, apropo, când te jucam off camera, s-a deblocat și cave-ul ăsta. Și facem ciuperci acum. Se fac ciuperci activ. Ia uitați, pam, 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 pam. Deci putem să, să folosim și astea la foraging. Chanterelle. Deci astea sunt incredibile pentru energie. 75 energie una și nu, nu trebuie la nimica. Deci e... Nu știu treaba asta de aici ce e. No idea. Ok. Mâine o să fie thunderstorm, ceea ce înseamnă că o să fie ploaie, ceea ce înseamnă că putem să prindem un red snapper. Deci aici e o... E o veste bună. Bun. Așa, plantele astea 12 zile, 10 zile, da, nu, nu contează. Bun, am mutat măgăriile astea. Hai să mergem la Robin. Așa, hai să mai iau tâmpenii să le duc la Community Bundle. Totuși să le pun așa, că mi se pare că cu timpul ce trec tot se adună și tot nu le pun. Bun, deci, prima dată. Trebuie să mergem aici, la foraging. Cred că ăsta e foraging, nu? Așa, bun. Summer foraging. Am păcălit una, am păcălit două și am păcălit trei. Bun, bundle complet. Rewards. 30 de summer seeds. Ok, să fii sănătoși. Nu le plantez că n-am stropitori. Fall foraging. N-am nimic de pus aici. Winter foraging le-am pus pe care le-am avut. Exotic foraging. Uite un montrel din ăsta. Un... Trebuie să mai pun un maple syrup și un blacksmith. Ăsta ce-mi trebuie? Am trebuie, câte... îmi trebuie și un de ăla de gold. Adventurers. De asta cred că am să le fac aproape. A, dar aveam și din ăsta și din ăsta, de ăsta n-am. Deci cred că pot să te... ăsta putem să-l terminăm cel mai ușor, cred. Sau pot să-l fac din mâine, cred. Tot, tot bandalul ăla. Ok. Tu, la ce-mi trebuie? La fall foraging. De ce nu te-am pus? What? Acum hai să, să-i batem la ușa lui Robin, să-i băgăm mortul în casă, să urc pe hartă, că m-am terifiat, deci de două săptămâni sau după aia. Hai că două săptămâni dacă e. Deci n-am putut să văd să mă frece jocul ăsta în halul ăsta la cap, cum a frecat în zilele astea cu Robin. Hai, te rog. Vino dracu la magazin și fă vânzare, omule, că vreau să-ți dau bani. Hai. 9.30, 9.40, bun. Hai. Bun, ești aici, ferească-mă, sfântul, greu cu tine să mor de te mint. Nu shop. Construct farm buildings. Silozul, da? Bun. Paint buildings, poți să... What? Ok, build. Așa, unde să punem măgăria asta? Să-l pun... Aici? Cred că aici e cel mai... Sau să-l pun aici lângă fermă? Nu, o să-l pun aici în spate, că arată cel mai estetic, să zic așa. Bun. Apucă-te. Da, ok. Și dacă îți dau acum și... A, nu mai... A, ok. Deci nu pot să dau și upgrade la casă în același timp. Asta ce poți să mai dai tu pe... de pe aici? Un workbench. Aha, 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 when crafting here, ok, that's cool. Hai să mergem în mină. Hai să mergem în mină. Am o grămadă de tâmpenii la mine, dar pot să le arunc la gunoi, asta nu e o problemă. Bun, hai să mergem în mină. Să facem roze niște aquamarine de ăla. Și niște ciupercă de amov. Și gold, și gold, aș vrea gold, da. Goldul chiar ar fi interesant. Și trebuie să dau upgrade la unelte, că n-am mai dat de mult. Am iron, de ce nu dau upgrade, whatever. Bun, de la level 81 în jos, putem să găsim diamov. Ok, ăsta e gold? Da, ăsta e gold, ok, huge. Asta ce e? Ăsta e diamond! Wow, 751, ferească-mă sfântul. Și poți să faci bani și din mine, fiți atenți că e situația aici. Ok, hai să luăm tot goldul ăsta, avem nevoie de tot. Deci putem să facem unelte, deci unelte aurite. Ăla din Minecraft erau, nu, gen, goldul mi se pare că e cel mai efficient, nu are cel mai bun performance, să zic așa, e mai bun decât diamond, mi se pare, ca pickaxe speed, ca mining speed, doar că e cel mai puțin durabil, că mai e chestia cu el. Bine, în Stardew nu avem durabilitate, dar still. Așa, mixed flower seeds, ok. Ok, pentru albine, I guess. Bă, da, cât gold e aici, what the fuck, s-a nevoie de mai mult cărbune. Deci la nivelele alea inferioare nu găsești atât copper sau iron, cât găsești aici gold. Wow. Păi stai, că nici nu trebuie să ajungi până la fundul minei, că să mor, m-au umplut ăștia de respect.
O, oh, am găsit o sabie, ok. Stai așa să vedem aici, să dăm o părere la sabia asta nouă. Yeti's Tooth. Deci asta e 20-30, asta e 26-42 plus 40. What the fuck e asta? What the fuck? Tot upgrade la sabie deja. Ok. Ce cool. Hai să mergem mai departe, că n-am văzut nicio ciupercă din aici. Ok, cool și sabia asta. Ah, e ceață din asta, înseamnă că e ceva tâmpenie de aia de event. Da, ok, nici nu o să vreau să aflu. Da, slilieci, I hate them. Ok, mai mult gold. What the fuck e aia? Aia, unde ăla? Mi se pare că e o chestie grasă, mi se pare că e gastul din Minecraft. Dar nu mai dați trapdoor, dați-mi ciupercă. Văd când dai ciupercă roșie, vreau ciupercă mov. Purple mushroom, înțelegi? Purple. Asta n-am ce face cu ea, mă spăl cu ea pe cap. Am uite niște quartz. Ok. Nu pot să te cred. Urăsc ăștia. Bine, asta e o versiune mai avansată, că e cu piatră roșie, nu e cu piatră de aia normală. Deci fiți atenți că e figură. Aoleo, event ăsta de... Trebuie să omor toți mobii. Of, doamne. O ciupercă, mă, voi tot ce vreau. Uite că avem aici un... Ce e ăla? Un king slime? Ce e ăla? Să mor de învăț așa ceva în viața mea. Și ăsta? Clișe. Fiți atenți, se desparte mai mult slime. Da, eram sigur. Doamne, că m-au terifiat splitting mobs ăștia pe Terraria. Ce ăla e? Ăla e un tricou? Ce pot să dau de aici la gunoi? Uite asta. Asta. Color t-shirt. Ah, uite, hai că am schimbat și eu. M-am schimbat și eu de vară, așa. Deci nicio ciupercă mov. Care va să zică. Bun, hai să dăm grind down numai ca să deblocăm levelul 90. Ok, bun. Șterg slime-ii ăștia și să vedem ce primim aici. Obsidian's Edge. Ok. Și păi, dar nu e mai bun Yeti's Tooth ăsta? 26-42? 30-45, ok, poate nu. Dar văd că ăsta are plus 4 defense. Ăsta are minus 1. Nu știu, să-mi ziceți voi creme bună în Obsidian Edge-ul sau Yeti's Tooth-ul. Văd că la preț să cam la fel. Hai să văd aici la Adventurers Guild dacă pot să vând niște tâmpenile mai am. Ar fi bone sword-ul ăsta. Cam multe săbii acasă care n-am ce face cu ele. Și nu le-aș arunca la gunoi că văd că... Ok. Primagia modului. O să facem 2PM acum. Bun. Hello. Mi-i dă new sword. Nu, vreau să-ți vând o sabie nouă. Aha, ok, bun. Deci pot să-ți vând asta. E ceva ce poți să-mi vinzi interesant pe aici? Să ce face? Critical strike. Oh, asta pare interesant. Weapon speed. Strike power. Attack by. Asta e fain. Dar nu, hai să luăm ăsta. Și ăsta e inter... Nu, ce de asta avem? Sturdy și... Ok. Hai să luăm ăsta de topaz, că văd că am început să-mi iau damage într-un final în mină. Hai să luăm unde ăsta. Așa. Oricum o să avem timp să le luăm pe toate, numai că vreau să am peste 10.000 gold momentan ca să păstrez pentru Robin, pentru casă. Bun. Să mergem la Clint și la Gunti să-i dăm tâmpenia asta de diamant. Cred că o să 750 omoară, mă. Bine, practic nu o să mă ardă prea tare la buzunar pentru că, din nou, aia sunt doi pești de a pufferfish. Deci nu-i mare problemă cu asta. 34 de goldor. Asta e ok. Asta e ok. E o zi productivă numai din demersul ăsta. Bun. Gas. Hai să-ți dau un diamant. Am primit reward de la diamant. Deci diamantul ți-a plăcut. Ce-mi dai? Omoară-te! Ce dracu e ăsta? Ce e ăsta, mă? What the fuck? Dat ursul. Ok, bun. O să-mi pun un urs în fermă. Huge. Uite-mi cu o floare din asta. Unde e Emily? Dacă tu pe drum, poți să-i dau un cadou, nu? Unde ești tu, Emily? Ai acasă, ok. Tapi.
What the fuck, stă heli cu ăsta. Unde e? Ah, e acolo la... Ok. Ok, bun, am vorbit cu asta, de-ți vorbesc cu Heli, de-ți vorbesc cu nebunul ăsta. Vorbesc cu toți la unul. Do you think I'll ever turn pro? Yeah, you're destined to be a sports legend. Ok. Și acum am făcut? Mama, probabil facem... Mama, probabil facem maxim cu Emily. Am un mod că dacă vorbesc cu cineva, cât timp e în cameră cu alții, gen, se pune ca și cum aș vorbi cu toți, ca să cresc friendship-ul ăsta mai rapid, să nu mă mai chinui cu... Păi că aici merg astea. Cătinel, cătinel, dă să iau și cuarțul ăsta. Și hai să mergem acasă, într-un final. Trebuie să cumpăr găini. De fapt nu trebuie să cumpăr găini, trebuie să cumpăr găini după ce se termină silozul, nu? Da, deci abia episodul următor o să vedeți voi găinile în ferma asta. Și upgrade-ul la casă. Și poate și un barn. Sincer nu știu încă, o să vedem atunci. Și upgrade la unelte, trebuie să dau upgrade la unelte. La toate uneltele trebuie să dau upgrade, da. Bun. Robin, te-a apucat de treabă sau? Beleș ciocanul. A, nu, de mâine se apucă. Ok. Bun. Hai să punem ursul ăsta. Unde dracu să mai pun, că în casă e aglomerat deja. Dacă-l pun... A, știți cum fac? Fiți atenți. Să mut toate astea mai la o parte așa. A, ok. Uite așa o să-l pun. Mamă, deci e așa de aglomerată ca asta să mor. Bun. Hai să-mi dăm întâi toate câmpenile aici. Quick stack. Niște geode. Bun, păi hai să văd acum cât am filmat. Ah, ceva timp. Cam asta a fost episodul, oameni buni. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un coment. Stați că m-am întins și eu acum la final. Cam asta a fost progresul pe care l-am făcut episodul ăsta. Cupul ăsta, am pus un siloz. Am completat câteva chestii în community bundle. Și ne vedem în episodul următor. Nu știu când mai exact o să fie asta în in-game. Probabil nu o să fac direct la WoW aici. O să mai joc câteva zile așa mai mult vara asta, pentru că se întâmplă mai multe chestii. Și într-un final, Trout Derby, what the fuck? Și într-un final avem și noi content pe care putem să-l jucăm, că deja vara începe să cam meargă jocul. Așa. Nu uitați să mâncați carbonara și ne auzim la următorul episod. Pa, pa!